În regiunea de nord-vest a României s-au înregistrat în județul Satu Mare 6 focare în gospodăriile populației și 9 cazuri la Porci Mistreți, în județul Bihor 21 de focare în gospodăriile populației și un caz la Mistreți, iar în județul Sălaj 2 cazuri la Mistreți. Prin focar de pestă porcină africană se înțelege evoluția bolii într-o exploatație care numără unul sau mai mulți porci, la care s-a confirmat infecția cu virusul pestei porcine africane. ANSVSA solicită sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea acestor măsuri, având în vedere gravitatea bolii și consecințele economice grave generate de apariția ei. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană. Toate animalele suspecte trebuie sacrificate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de lege. La nivel național, până în 2 august, au fost plătite 56 de dosare de despăgubire în valoare de 148.140 de lei, iar alte 428 de dosare în sumă totală de 2,065 milioane de lei urmează să fie date în plată. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire. Pentru oameni, acest virus are însă impact la nivel economic și social. Prefectul județului Maramureș, Vasile Moldovan, a transmis primarilor, în calitate de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență, implementarea și respectarea unor măsuri de prevenție pe raza unităților administrativ-teritoriale. Acestea vizează interzicerea comercializării porcilor în târgurile de animale sau în vecinătățile acestora, controlul circulației suinelor pe raza localităților, interzicerea organizării de manifestări care includ aglomerări de animale din specia porcinelor, respectiv alte specii.